Domnule prim-ministru, doamna comisar european, domnilor miniștri, stimați invitați, mă bucur să ne vedem la lansarea primelor programe operaționale din generația 2014-2020. O să vă prezint programul operațional Capacitate Administrativă, care de fapt este continuatorul programului de dezvoltare a capacității administrative 2007-2013, despre care vreau să spun decât câteva cuvinte, și asta din respect pentru autoritatea de management de acolo, care a avut rezultate foarte bune. Este vorba de peste 50.000 de persoane instruite în acești ani, 2007 până astăzi, peste 150 de ghiduri și alte documente metodologice realizate, 3.275 de structuri pentru dezvoltarea capacității administrative create sau reorganizate, 80 de structuri nou descentralizate, operaționalizate, 54 de analize de simplificare administrativă finanțate, 80 de autorități și instituții publice la nivelul cărora au fost dezvoltate sisteme și mecanisme de optimizare a activității. De asemenea, gradul de absorție efectivă la această oră este de 80% și cu certitudine putem afirma că programul de dezvoltare a capacității administrative va fi, nu știu dacă singur, sper să nu fie singur, dar va fi primul program care va avea absorție 100% și pentru asta vreau să-i felicit pe colegii mei și pe doamna Dobrotă, care este șeful AMEU-ului. Programul de capacitate administrativă nu este un program spectaculos. Împreună cu programul de asistență tehnică coordonat de domnul ministru Teodorovici, reprezintă suporturi pentru foarte multe proceduri și pentru eficientizarea administrației publice, care în final realizează o eficiență în ceea ce privește administrația publică, eficientă în ceea ce privește funcționalitatea. În esență, acest program, care este cofinanțat din Fondul Social European, va finanța acele proiecte la administrații publice care vor duce la servicii publice mai bune, la investiții și reglementări de calitate, la funcționari mai performanți și, ca o paranteză, profit de prezența primului ministru, în perioada următoare trebuie să avem decizia politică și suportul financiar pentru o salarizare corespunzătoare pentru funcționari, pentru că indiferent cât de mult i-am specializat noi, fără un venit serios, nu vor lucra în administrație. De asemenea, management eficient și transparent și, în egală măsură, proceduri clare, simple și predictibile de funcționari. Câteva din țintele acestui program: 90.000 de funcționari publici instruiți, 250 de instituții publice și judiciare care vor beneficia în mod direct de finanțare, alte mii de instituții care vor beneficia indirect de aceste fonduri. Practic, România are la dispoziție în următorii ani un buget de 658 de milioane de euro care să ajungă la o administrație modernă, mai eficientă și mai transparentă. Este un buget de aproape 3 ori mai mare decât bugetul pe 2007-2013, ceea ce confirmă încă o dată performanța programului 2007-2013. De asemenea, putem spune că banii vor putea fi accesați foarte curând. Estimăm că în aprilie lansăm deja primele apeluri de proiecte. În acest context, încurajăm toate instituțiile publice și toți potențiale beneficiari să fie pregătite, să pregătească cerere de finanțare pentru a putea accesa cât mai repede aceste fonduri. În afară de faptul că bugetul este aproape de 3 ori mai mare, avem și câteva diferențe importante față de programul precedent. Pentru această perioadă, la solicitarea primului ministru și valabil nu numai pentru acest program, a fost elaborată o strategie care să stea la baza programului de capacitate administrative, și anume strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, o strategie elaborată împreună cu Secretariatul General al Guvernului, cu Cancelarea Primului Ministru, cu toate ministerele implicate și cu alte instituții. Toate măsurile de reformă prevăzute în această strategie vor fi finanțate cu prioritate și vorbim de peste 60% din alocarea FSA programului, undeva la 350 de milioane de euro. O altă diferență notabilă o reprezintă integrarea sau crearea accesibilității în cadrul acestui program
pentru instituțiile din sistemul judiciar și Ministerul Justiției împreună cu AMEU-ul de la programul operațional și cu reprezentanții Ministerului Public au stabilit care sunt domeniile de intervenție și care sunt tipurile de acțiuni care pot fi finanțate de aici și este vorba de dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management, de dezvoltare integrată a sistemului de statistică judiciară la nivelul Ministerului Justiției, CSM, Ministerului Public și Înalta Curte de Casație și Justiție, sprijin pentru implementarea noilor coduri, asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar, dezvoltarea Sistemului Național de Urmărire, Administrare și Recuperare a Creanțelor provenite din infracțiuni, actualizarea și punerea în aplicare a strategiilor de comunicare pentru instituțiile din sistemul judiciar. De asemenea, o altă diferență notabilă este că actualul program este gândit în complementaritate și aici s-a lucrat foarte bine cu Ministerul Fondurilor Europene, cu alte programe operaționale, de exemplu, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Acest lucru înseamnă că dacă un beneficiar pe programul de capacitate administrativă va realiza ghiduri, metodologii de lucru și sau strategii finanțate din programul de capacitate administrativă, ulterior, de exemplu, îl va putea implementa măsurile din strategia care a fost realizată prin finanțarea din acest program, adică va putea achiziționa infrastructura IT necesară pentru a pune în practică strategia finanțată din acest program. Deci, practic, se poate finanța strategia din acest program și alte măsuri de reorganizare și de eficientizare a activității, iar din programul de competitivitate, pe baza acestei strategii, să achiziționeze infrastructura IT necesară. Asta este un exemplu, se poate realiza cu toate celelalte programe. O altă noutate importantă este susținerea societății civile prin programul operațional Capacitate Administrativă. ONG-urile și partenerii sociali sunt beneficiari eligibili și asta pentru că se urmărește un parteneriat real între administrația publică și societatea civilă. Ca și tipuri de intervenții pentru ONG-uri și partenerii sociali, dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice, dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern, dezvoltarea de mecanisme, instrumente de consolidare a dialogului social și civic, dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local, dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea inițiativelor de reformă a administrației publice, precum și efectuarea de sondaje privind percepția publică, studii, analize și cercetări științifice privind aspecte legate de corupție. Programul a fost trimis Comisiei Europene în august 2014, imediat după ce s-a semnat acordul de parteneriat, comisie care l-a aprobat în februarie. În martie, în luna martie, am lansat deja ghidul solicitantului în consultare publică. Încă se mai pot depune propuneri pentru completarea ghidului până pe 16 martie. În aprilie, așa cum am spus, intenționăm să lansăm primele apeluri de proiect. Profit de acest prilej pentru a anunța și faptul că încă un program a fost aprobat de Comisia Europeană. Este vorba de programul de cooperare Interreg 5A România-Bulgaria, un program cu un buget total de 258,4 milioane de euro, care este deja disponibil. Este un program care a fost semnat de doamna comisar Corina Crețu, acum în februarie. De asemenea, vreau să anunț, să spun câteva lucruri despre programul operațional regional, pentru că au apărut și discuții în media și în Parlament. Programul operațional regional este unul din cele mai complexe programe operaționale, pentru că este un program prin care ministerul nostru integrează toate propunerile, strategiile de la un număr foarte mare de ministere și vorbim aici de educație, sănătate, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul Comunicațiilor. De asemenea, la negocierile de la Bruxelles se poartă discuții cu reprezentanții acelorași comisariate care au corespondență în România, deci sunt discuții foarte complexe. Nu suntem inflexibili, în schimb,
negociem foarte serios și foarte dur, pentru că discutăm de prioritățile și strategiile care sunt importante pentru România. Încercăm în perioada imediat următoare să finalizăm discuțiile, am făcut pași importanți, sper că astăzi doamna comisar să aibă câteva minute să mai discutăm după această întâlnire. Noi sperăm că într-o perioadă foarte scurtă, după ce l-am informat și pe primul ministru, noul program operațional regional pentru 2014-2020 să fie un instrument care să contribuie serios la dezvoltarea durabilă a României. Vă mulțumesc mult! Și mai am o precizare, programul de capacitate administrativă va fi disponibil pentru prima dată și pentru structurile de ordine publică, securitate și siguranță națională. Mulțumesc!